Bună seara, bine v-am găsit la ProSport Live. Scandal cât casa la Dinamo. Mircea Rednic a detonat bomba și l-a atacat direct, frontal, pe Florin Prunea. Acesta n-a rămas dator și prin intermediul ProSport, la rândul lui, l-a călcat între ghilimele în picioare pe Mircea Rednic. Este scandalul exact înainte de derbiul Dinamo-Rapid. Vom discuta despre ce s-a întâmplat între cei doi mari dinamoviști. Vom discuta despre partida Dinamo-Rapid care se va juca mâine de la 20:30 pe Ștefan cel Mare. Discutăm și despre meciul FCSB-ului cu Farul care a fost amânat. Discutăm despre toate acestea, desigur și înfrângerea de aseară CFR-ului cu Alkmaar 0-1. Cu un fost jucător al lui Dinamo, este vorba despre Lică Laurențiu, cum îi spune fostul său profesor Ionuț Chirir. Laurențiu Lică, bună seara, bine ai venit la noi. Și editorialistul și analistul ProSport Marius Mitran, așa cum v-am obișnuit. Bună seara, maestre, bine ai venit. Seara. Bună seara. Bun, începem cu tine, Laurențiu. Ce faci? Cu ce te ocupi în ultima vreme? Nu, cu fotbalul nu mai ai treabă, nu? Nu, nu. Așa. Am o afacere. Da. Legală, sper. Legală, bineînțeles, legală. Așa. Da, o mini-afacere. Așa. Care mi-aduce un venit substanțial lună de lună. Bravo. Iar în ultima vreme sunt în tratative cu o instituție, nu vreau să-i dau numele. Încerc să concesionez un teren prin încercarea de a face o bază sportivă. Deci vrei cumva să revii la, cum să-i spunem, pasiunea ta? Sau pasiune. Și vrei să faci ceva legat de fotbal, nu știu, cu terenuri? Cu terenul de sport, agrement, terenul de sport, niște bazine de not, ceva de genul, da. Interesant, multă baftă să-ți iasă. Te întreb pe tine, maestre, legat de... Nu vreau să fac nicio afacere. Nu, ok. Bun, nu de afacere voiam să te întreb. Vreau să te întreb... Ce-ți amintești tu de Laurențiu? Pentru că el a jucat, știm foarte bine, mă rog, spre finalul carierei la Rocar, dar la Dinamo acolo a fost vârful lui, pentru că atât Ionuț Chirilă cât și Cornel Dinu într-una dintre cărțile sale au spus despre Laurențiu că a fost un mare talent al lui Dinamo, care dacă era mai disciplinat ar fi ajuns un mare fotbalist. Tu ce ți amintești de Laurențiu? Exact asta mi-amintesc, că era un mare talent, că promitea foarte mult, că avea un stil de joc mai anglosaxon, așa. Adică pe fizic, direct. Și mai, cum să spun, mai curat, mai puternic, mai clar în exprimare. Stând destul de mulți ani cu Ionuț Chirilă în preajmă, am amintiri care se suprapun cu povestiri, pentru că vorbea despre tine în contextul tuturor din generația voastră. Spunea Chirilă că era vârful generației Laurențiu. Exact. Da, un fotbalist care, din păcate, nu s-a dus până la momentul așteptărilor noastre. Da. Nu putem să, Laurențiu, să te încadrăm în ideea aia, s-a născut speranță și... Nu, el a avut și o viață tumultoasă, a povestit, adică n-a fost că nu a avut el dispoziția necesară de performanță. Nu, au fost niște conjuncturi, dar un excepțional fotbalist care trebuia, uite să spun așa, ar fi trebuit să ajungă mult mai sus decât unde a ajuns. Cum e, Laurențiu, te afectează la nivel sentimental în sinea ta că oamenii vorbesc despre tine că ai fost un mare talent care nu a ajuns unde trebuia? Ok, știm, tu ai povestit de momentele de viața pe care ai avut-o pe stradă, pentru că până la urmă tu indirect, prin natura familiei tale, ai fost implicat fără să vrei în anumite scandaluri din anii 90, ai avut de suferit, ai stat pe bară mult timp. Te-a afectat asta la nivel sentimental și la nivel psihic până la urmă? La vremea aceea, da, dar acum, având în vedere faptul că am o vârstă... Și o viață liniștită. Și o viață liniștită, da, o viață liniștită, sunt surprins plăcut, așa, că vorbește lumea de tine. Exact, da. Aș fi putut face mai multe în perioada cât am fost activ ca și fotbalist. Bine, stai, după probleme pe care tu le-ai avut, hai să zicem, de ordin medical, mă rog, știm foarte bine povestea, ai fost înjunghiat, lovit. Cât ai stat pe bară până ai putut să revii la o formă sportivă bună? În jur de 2 ani și câteva luni. Dumnezeu să-l ierte pe fiul meu Cezardinu, el a insistat, că eu practic nu vreau. Deci tu erai gata, nu mai vreau să joc? Nu vreau să mă mai reapuc de fotbal. Iar fiul meu a insistat, haide la antrenament, ai mai faci o mișcare și ușor m-am reactivat. Dar nivelul tău n-a mai fost acela la care erai înainte de acea pauză, că mă gândesc după. Uite, chiar e un subiect bun ăsta de discutat. Costi Nica de la Dinamo n-a mai jucat un meci oficial de 2 ani. Nu din aceeași motive, pur și simplu nu s-a nimerit la el. Și vreau să te întreb, mai poate reveni la un nivel bun după 2 ani și ceva de pauză? Foarte greu. Fiindcă viața de fotbalist este scurtă. Da. Iar fiecare an contează enorm de mult ca și fotbalist. Trebuie să ai jocuri în picioare. Cu cât ai mai multe jocuri în picioare, cu atât capeți mai multă experiență. Ritmul de joc. Ritmul jocului. Structura, organismul devine mai rezistent. Când pierzi tempoul, pierzi perioade, întreruperi, atunci apar și accidentări, apar... Da. Cât ți-a luat după acea perioadă de 2 ani și ceva să poți să joci un meci întreg? Nu știu, că e vorba aia în fotbal, domne, cât stai atâta trebuie să joci după aia ca să-ți revii. Totdeauna meciurile de pregătire nu se compară cu meciurile oficiale. Da. După o perioadă de vreo 6 luni cât m-am pregătit cu Rocarul, da. Fac o mică paranteză, în perioada aceasta mă mai introducea în anumite meciuri amicale. Amicale era antrenor pe atunci, era mă rog, da, ți-a dus aminte pe parcurs, așa. Parcurs, așa. Și m-am mai introdus așa să joc cât o repriză, cât un meci, dar nu se compară cu un meci oficial. După perioada de pregătire cât am făcut cu ei, ei fiind în campionat, da. Înscriși în campionat în perioada aceea, s-a terminat campionatul, am plecat în pregătirea de vară. De vară, da. Okay. Ne-am pregătit foarte tare și de-abia după pregătirea de vară am simțit că pot să duc un meci la capacitatea, să zic, maximă. Da. Bun, maestre, ce se întâmplă? Pentru că vreau să duc discuția un pic după aia, să-mi spun și Laurențiu despre Ionuț Chirilă, ce a însemnat pentru el, dar vreau să te întreb pe tine ce se întâmplă cu Clinceniu. Ai văzut în ultima perioadă, se vorbește mult, s-au scris anumite momente cu Ionuț Chirilă, a fost ironizat în anumite publicații, i s-a dat și un ultimatum din partea primarului din Cliceni, asta nu e pe surse, a spus omul clar, domne, ne așteptam să vină investitori, n-au venit, în următoarele 3 meciuri trebuie să adune puncte, dacă nu va pleca singur. Cum ți se pare situația lui de la Cliceni? Complicată, da. Și a complicat-o și singur prin această implicare în latura managerială a clubului. Eu cred că trebuia să rămână pe profesia lui și atât, pe partea de antrenorat. Probabil însă că a simțit nevoia să ajute mai mult sau să se ajute, pentru că evident dacă ar fi reușit sau poate reușește și un ajutor financiar la echipă își face sie bine. Situație complicată, a venit la echipa de pe ultimul loc din clasament, e într-o luptă contra cronometru. Eu am lucrat cu el, am avut la UTA, îl știu, da. De când eram mult mai tineri amândoi, de când venea prin redacția Gazetei Sporturilor, acum 25 de ani, 30 de ani. E o situație pe care el a avut-o întotdeauna. Ionuț Chirilă niciodată n-a avut timp și n-a avut niște condiții. Întotdeauna, sigur, a avut la lotul național, când a avut echipa națională de tineret pe mână și atunci au fost alte condiții. Dar la club întotdeauna a venit în situații dificile și la Arad a venit când echipa era la retrogradare. E într-un fel destinul lui ăsta. Așa cum văd lucrurile și felul în care el interpretează, eu știu, acest rol de antrenor în aceste săptămâni, e pe muche de cuțit. Cu toate că a făcut un meci bun cu Botoșaniu, care dădea speranțe. A făcut un meci bun chiar și cu FCSB. Chiar și cu FCSB a marcat 2 goluri, echipa lui Edi Ordenscu a câștigat la limită 3-2. Având câteva antrenamente, da, doar cu echipa. Da. Ce cred eu, cunoscându-l, că am spus de atâția ani, îl cred capabil să salveze echipa dacă i s-ar da timp. Eu nu cred că el este antrenorul de genul pistol, astfel încât în 8 etape să câștige 6. Nu e Mulțescu, da, foarte bună precizarea ta. Nu e. Așa că în situația asta de a merge pe muchia de cuțit, el a tot exersat sportul ăsta și nu i-a ieșit. Nu-l văd reușind cu pistolul la tâmplă. Mai ales că lui îi plac comparațiile astea, da, extraordinare. Bun, Laurențiu, ce înseamnă pentru tine Ionuț Chirilă? Și cum îl consideri ca antrenor? Până la urmă, tu l-ai avut la tineretul lui Dinamo, dacă nu mă înșel corect. Am început cariera de fotbalist, iar el ca antrenor împreună. Așa. Eu am început că... Adică tu erai copil, el a venit să-și înceapă cariera tehnică. Așa. Da, tot un tinerel. Așa. Am muncit multă vreme împreună, chiar s-a ocupat de noi zi și noapte. Când spun noapte, vorbesc adică și la propriu. Adică venea după voi să vă culeagă de pe unde? De prin restaurante, cluburi? Ne chema la ora 8 seara, 9 seara să facem antrenamente în sală. Se trăgeau perdelele acelea, fiindcă pe vremea lui Ceaușescu nu prea aveai voie să faci pe la orele alea așa. Făceam antrenamente în sală, da. Pe terenul de zgură, nu ce este acum la Dinamo acolo, terenul acela sintetic. Era zgura aceea care am băgat la zgură, am înghițit la zgură și ne mai întâlnim. Era dur? Un antrenor dur? Era... Nu era un antrenor dur, dar vroia să scoată tot ce e mai bun din fiecare jucător. L-avea ca mentor pe Nea Mircea Lucescu în spate și făceam antrenamentele pe care le făceau cei de la echipa mare. Deci de fiecare dată, deci domnul profesor Chirle primea de la Nea Mircea anumite scheme de antrenament pe care le făceau. Studiam foarte mult, de multe ori ne lua acasă la Nea Ion Chirle, Dumnezeu să-l odihnească. Ne băga casete video cu școala de fotbal Ajax Amsterdam, deci pe vremea lui Ceaușescu, spun lucrurile. Așa, și ne explica fel și fel de antrenamente pe care le făceau cei de la Ajax și încerca să le facă și cu noi. Da. Eu știu chiar că, nu știu dacă tu, că erai bucureștean, dar cred că sunt câțiva care au și dormit, și-au găsit la el acasă. Păi bucureștenii au dormit. Tararache, care a dormit o vreme la el acasă. Și au găsit casa. Au mai fost acolo. Voi cu Ionuț, care a dormit la Ionuț acasă. Deci chiar am fost ca o familie cu Ionuț Chirle. N-aș putea să-l vorbesc niciodată. De ce crezi că apar episoadele astea cu tentă ironică la adresa lui? Ionuț este foarte greu de înțeles el ca persoană. Da. Nu vorbesc din punct de vedere profesional fotbal. Pentru mine, ca și antrenor de fotbal, Ionuț este un antrenor foarte, foarte bun. Da. Dar aici Ionuț, el a rămas cu automatismele acelea din tinerețe. Băi, joci ca Ancelotti, băi, butare una alta, te duc la AC Milan. Dar astea erau niște chestiuni pe care trebuia să le iei în glumă, adică, sau ca și motivație. Adică vrei să spui că el are umor și le spune cumva într-o tentă de umor fin, nu neapărat serios. Să te motiveze, dar nici de cum că jucătorul acela va juca vreodată la AC Milan sau comparațiile pe care le face. Referitor la Clinceni, subiectul de mai devreme, am mai discutat cu mister, cu Ionuț. Cred că s-a grăbit din dorința de a lua o echipă. A luat o echipă din punct de vedere financiar zero. Deci din ce am înțeles, cei de la Clinceni nu sunt plătiți de luni bune. Și atunci când jucătorii nu sunt plătiți automat, nu vin nici rezultatele, vin problemele, se creează tensiune. Iar eu sunt puțin mai direct, așa îmi place să spun lucrurile pe nume. După meciul acesta de la Craiova, pentru mine a fost un meci dubios. De ce dubios? Nu știu, dacă... Bine, a fost și acolo un jucător care ridică mâna. Dumneavoastră sunteți mai diplomați, nu vreți să vorbiți anumite lucruri. Dar au fost câteva goluri, adică el avea, nu știu, sari cu mâna acolo în care o să-i mingea aia. Unde ești, la handbal, la volei, unde ești? Achim parcă a sărit cu mâna... Da. Dar sunt de înțeles și ei, dacă nu și-au primit banii, băieții. Eu cred că e vorba de o lipsă de concentrare, cred că e vorba de lipsă. Acum chiar ești diplomat. Da. Nu, dar nu-s mai fost Golubovic, îți aduce aminte când a uluit tot fotbalul românesc, a ridicat o mână de nici portarii nu ridicau mâna așa. E adevărat, dar se întâmplă și în fotbalul mare, am văzut și în cupele europene. Și se ridică semne de întrebare. Sunt momente. Eu cred că mai mult semne, eu știu, de psihologice, de concentrare, de înțelegere. Deci nu crezi în reavoință? Nu, eu mă îndoiesc că cineva, dacă vrea să facă ceva, o face atât de ostentativ în văzul lumii și să nu. Eu cred că e vorba de un anumit nivel de înțelegere a jocului, plus că vorbim și de niște jucători, nu formidabili, ca să fiu și eu diplomat, da, știi? Asta e valoarea până la urmă. Bun, ca să încheiem subiectul Clinceni, vreau să te mai întreb un singur lucru, pentru că și tu spui că îl cunoști bine pe... Cred că îl cunosc foarte bine. Cum ți se par toate episoadele astea care au apărut? Și eu cred că sunt adevărate, cu băi țăranilor, eu îmi beau din carafă, vino, am băut cu Ahmetov, vin și așa mai departe. Crezi că sunt glume, cum spune Laurențiu? Absolut. Și oamenii poate n-au umor, că povestesc mai departe ziariștilor? Laurențiu are absolută dreptate. Sunt glume, el așa vorbește indiferent de tema de discuție. Da. Deci indiferent. Deci n-au umor cei de la Clinceni. El dacă vede, dau un exemplu, o femeie frumoasă pe stradă, va spune, uite-o pe Kim Wilde. Să zicem. Da? Dacă vede un fundaș dreapta cu barbă și foarte dur, va spune, ești ghereț. Da, întotdeauna găsești un personaj care niciodată... A luat ceva de la taică-su, comparațiile ziariștilor, să spunem așa. De la genialul său tată, da, a luat, exact. Sigur că da, a crescut în casa aia, îi place, sigur că vine dintr-o familie de artiști. Nea Varnea nu era doar, n-a fost doar cel mai mare ziarist român, ci și scriitor. Și scriitor, traducător de limbă rusă. Său, cântăreț. Tudor, fratele lui Ionuț, la fel. Mama lor, una dintre marile actrițe de la Teatrul de Comedie, Arina Demian, el a intrat, a crescut, a intrat în fotbal într-un spirit boem. Într-un spirit boem, dintr-o casă cu extrem de multe elemente culturale, cu fel de discuții. Și atunci el a dus pe terenul de fotbal, acolo unde poate nu e locul, da? Poate e mai eficient acolo stilul, eu știu, al lui Viorel Chizo, da? Să zicem, sau al lui Florin Halagian, poate, da? Care nu debordau de epitete și comparații transnaționale și cinematografice. Și a venit într-un mediu în care evident că e șocul dintre felul în care el se exprimă și mediul în care asta vreau activează. Să te întreb. E greșit cumva mediul? Adică, nu, mediul nu e greșit. Nu. El este un pic neadecvat la... Adică poate oamenii din fotbal nu înțeleg... Înțeleg, da, nu înțeleg. Sau sunt răutăciuri. Unii poate nici nu înțeleg, pentru că eu am avut... Unii poate nici nu vor să înțeleg. Eu am avut și prilejul de a discuta și în privat cu Ionuț mai mult și într-adevăr ce spuneți și voi am observat și eu, dar are un stil... Adică ți aruncă ceva, după care zâmbește. E clar că glumește, că nu e serios. Da. Și îți așteaptă reacția să vadă dacă ai prins gluma. El nu va spune niciodată, uite o blondă pe trecerea de pieton, va spune Kim Wilde. Da? Nu va spune niciunui vârf de atac solid care trage, lovește toate mingile din voleu. Nu-i va spune Iordăchescu, să zicem cum îl cheamă. Pe ăla îi va spune Van Basten și îl va chema la Marc și va zice, Marco, păi, te fac Van Basten. Noi toți aveam o poreclă la... Ascult, da. Tu ce poreclă aveai? Mai ții minte? Mie îmi spunea, porecla asta mi-a pus-o Nea Ioan Chirilă, Dumnezeu să-l odinească, Laurent Blanc. Așa. Adevărul că ai ceva ca statură. Așa am fost poreclit. Cezardinu era poreclit Maradona. Aveam un băiat mugurel, era poreclit Alzamendi. Alzamendi, dacă vă aduceți aminte, a fost jucătorul care a dat gol exact. În Cupa Intercontinentală. Deci întrebări, ce boemie, cum veneau jucătorii tineri, tinere talente ale lui Dinamo și stătea Nea Varnea probabil pe spate și spunea tu ești ăla, incredibil. Cătălin Hâldan, Dumnezeu să-l odihnească, era poreclit Sony. Adică Sony de la că era puțin la modul că Cătălin nu știa mult, ăla intra în clinciuri, intra în toate și era poreclit ghilimele, așa să puțin nebunatic. Da, am înțeles. Da. Bun, haideți să trecem la CFR care a pierdut aseară cu Alkmaar. Mergem să vedem ce a spus Dan Petărescu, după care revenim să comentăm. Rezultatul e singurul lucru care mă nemulțumește. Echipa a arătat foarte bine. Am zis că întâlnim o echipă cu 11 titulari care joacă la echipa națională. Grecia, Norvegia, Olanda. Deci o echipă foarte bună. Și per total, dacă ne gândim la ocazii și la felul cum s-a jucat, eu cred că meritam cel puțin un egal, eu zic că meritam chiar victoria, dar ei n-au mai avut practic nicio ocazie repriza a doua, nu știu dacă au ajuns în careu, ținând cont de faptul că sunt foarte buni, eu zic că repriza a doua a fost excelentă, dar preferam o repriză mai slabă și să marca cel puțin un gol. Atitudinea a fost foarte bună, ne-am creat ocazii, am atacat, am încercat să jucăm, dar atâta s-a putut. Înainte de meci spuneați că și în cazul unei eventuale înfrângere astăzi puteți câștiga celelalte 3 meciuri și încă mai sunt șanse la calificare. Mai credeți în această afirmație? Ei, normal că trebuie să credem. Următorul meci, deplasare, va fi cel mai greu, clar. Cu această echipă care acasă fiecare meci de 5 goluri, sau 4, sau 3. Dar trebuie să mergem acolo, să credem și să facem o minune. Dacă reușim să câștigăm, după aia chiar avem șanse, pentru că următoarele 2 meciuri sunt cu echipe care nu sunt așa de valoroase ca Alkmaar. Da, ne-am întors, maestre. Nu vreau să bat foarte mult monedă pe meciul CFR-ului, pentru că bate la ușă derbiul etapei, dar spunem dacă mai are vreo șansă să meargă mai departe CFR-ul, pentru că Dan Petrescu a spus nu sunt de acord cu voi că dacă pierdem meciul ăsta, poate le câștigăm pe următoarele 3 și mergem mai departe în Conference League. Tu ce părere ai? Șanse sunt, pentru că mai sunt 3 meciuri. După părerea mea, e o misiune aproape imposibilă să se califice. Sigur că trebuie să manifestăm tot respectul și toată înțelegerea pentru efortul unor jucători și pentru ce se întâmplă la CFR Cluj. Din păcate, experiența cupelor europene arată că foarte rar o echipă care are doar un punct după 3 meciuri mai prinde un loc de calificare. Mai e încă un element. Celelalte 3 echipe joacă bine, toate 3. Deci, aseară AZ Alkmaar a jucat bine, Iablonec a fost egalată în ultimul minut de Randers, care a ținut în șac pe AZ Alkmaar în prima partidă. Deci sunt 3 echipe efervescente. Da. Nu e niciuna scoasă din formă. Da. Da. Și atunci, da. Deci e greu. Să fim sinceri, e foarte greu. Bun. Laurențiu, nu știu dacă ai văzut meciul, dar vreau să te întreb cum ți se pare mandatul actual al lui Dan Petrescu. A venit ca un mare salvator, știind ce performanțe a făcut la CFR, dar uite că lucrurile cam scârție. A adus câte 2 sau 3 titluri, nu mai știu exact. 3 titluri, nu? Da. Spre patru. 3 titluri. Sunt ceva schimbări pe acolo, jucătorii, s-a schimbat nucleul de jucători pe care l-a format. Adevărul e că numai, în proporție de 80% nu mai este echipa pe care a format-o. Nu mai este, da. Și, majoritatea cluburilor necesită timp ca să... Deci un antrenor precum Dan Petrescu are nevoie de timp să formeze o echipă și după aceea să dovedească cu... Să creeze niște relații de joc, niște trasee. Sunt multe. De acord, dar uite că timp nu e, deja se vorbește de Mutu și cred, atenție, cred când se vorbește că Neluțu Varga deja se gândește să renunțe la Dan Petrescu. Ce nebunie, la duci și pui clauză de reziliere 400.000 de euro, după care vrei să-l dai afară să pui pe Mutu. Crezi tu? Eu nu sunt așa convins că nu-i mai de. Am verificat și eu, n-a apărut la noi informația, dar am verificat-o și discuții sunt, într-adevăr, cu Mutu. Bine, Neluțu Varga e prieten foarte bun cu... Păi asta vreau să spun. E prieten de mulți ani cu Mutu și a tot avut discuții, nu știu dacă neapărat pentru acest post. Mai vreau să spun ceva, nu doar că e alt lot acolo, dar și cei care sunt din perioadele trecute nu mai sunt ei. Adică sunt consumați. Sunt jucători. E adevărat că l-are în continuare pe Culiu, e adevărat că l-are în continuare pe Camora, pe Deac. Dar Deac, Culiu și Camora nu mai sunt cei de acum 2 ani. Nu mai sunt cei de acum 2 ani. Deci sunt jucători peste care timpul, cum să spun, a trecut și urmările se văd. E nevoie de timp, ca și la Ionuț Chirilă, ca și în toate meseriile. Sigur că există și antrenori, le spun eu, genul Pistol, spui tu Smurt, da, care are, sunt... Au ceva, nu știu să definește. Are exact, ceva care poate mișca rapid. Da. Dar hai să mergem la case foarte mari. A venit... Deci pentru mine exemplu cel mai bun vis-a-vis de Dan Petrescu, apropo de Ionuț Chirilă, haide să dăm exemple cu nume mari. Așa. Max Allegri, care a condus la 4 titluri pe Juventus, care i-a dus în 2 finale de Champions League, vine acum și îl bate Empoli și aproape să-l bată Spezia și nu poate să bată pe Milan. Mourinho la Roma, dacă vrei să continuăm cu nume foarte mari. Uite ce s-a întâmplat aseară. Mourinho nu are pretențiile CFR-ului și ale lui Juve. Roma nu trage la titlu. Nu trage, dar în cupele europene cu echipe din Norvegia de care nici mai știi cum se numesc, asta spun. N-ai voie să iei 6. Da? Și deodată, după 2 luni de zile de astfel de rezultate, Juve câștigă 6 meciuri la rând cu același scor aproape. Mi se pare că una e 3-2 cu Spezia. În rest are 1-0, 1-0, 1-0. Și vine, intră din nou în cărțile de Champions, probabil va câștiga această grupă și va merge în primă. Ce s-a întâmplat? Păi când l-a bătut Empoli acasă, timp. timp. Probabil că Dan Petrescu peste alte 8 săptămâni va avea... Adeptate. Ideea este, e fotbalul mondial, nu numai asta românesc, pregătit să mai dea timp, ca pe vreme. Știi ce spunea în adolescența mea și în copilăria lui Laurențiu Mircea Lucescu? O echipă se construiește în 3 ani. Țin minte bine? Da. În 3 ani. A venit la Dinamo după ce a fost dat afară de la Națională, după ce bătuse cu 4-0 Austria, caz unic în lume, da? Și a venit în 86 și știi când s-a creat echipa? Exact în 3 ani. În 89 acea echipă ajunge în semifinală. Ăla e timpul. Acum nici lui, la 76 de ani, s-a dus la frații Surchis acolo și i s-a spus, nu, acum. Da, și a reușit. Atenție. Da, are 76 de ani. Și are 3 puncte peste Shakhtar și ar putea fi al doilea titlu consecutiv în fața lui Shakhtar, ceea ce e enorm. Înseamnă enorm, pentru că diferențele de buget sunt foarte mari. Dar are o experiență. Atunci nu avea și a cerut timp. Trecem pe Dinamo. Vreau să vedem ce a spus Mircea Rednic. Bine, Mircea Rednic a spus foarte multe astăzi la conferința de presă. A și confirmat, probabil fără să-și dea seama ce scrie ProSport. Se pare că ProSportul nu minte, așa cum spune clubul în comunicatele de presă. Mă rog, contează mai puțin asta. Mergem să vedem ce a spus Rednic despre Florin Prunea. Cine? Minte, sigur că nu, dar nu știe, nu e informat bine, adică ciupește. E un papagal, că de când o repetă același lucru. Vorbește de 10, de 12, de 15.000, înseamnă că el n-a trecut pe la club, el a fost președintele clubului Dinamo, dar el n-a trecut pe acolo, că putea să ia de la contabilitate, ce comisioane s-au dat, cine a luat acestea comisioane. Băi, suntem aici toți, că tot, văd că îl lăsați, dar nimeni nu-i cereți. Bă, vino cu dovezi, vino cu urtii și arată că Luana Rednic a luat 10.000, 12.000, 15.000. Bă, fraților, eu în momentul ăsta, de față, l-am la televiziune. Dacă el vine cu o hârtie, că fiica mea în perioada când am fost eu a luat 10.000, îi dau 100.000 eu. Păi, Prunea, uite, ai posibilitatea să câștigi niște bani, că și așa, într-o perioadă, i-a câștigat nu pe muncă. 12.000, 120.000 îi dau, 15.000, 150.000 îi dau. Să vină cu dovezi că fiica mea a luat banii ăștia cât a fost la Dinamo, cât am fost eu la Dinamo. Nu mai lăsați, domne, să chiar țara asta, nu putem să vorbim despre oricine și orice și chiar nu suntem apărați. Sau nu se face, nu e o justiție, adică lăsăm toată lumea și eu atunci aici și vorbesc de cine, de președinte, că nu știu ce face. Fără să vii cu dovezi, îl tot băgați în seamă, nu vedeți că m-a prostit, spune. Da, s-a enervat Rednic. Îl avem în direct și pe Florin Prunea. Bună seara, Florin! Te salut, Victor, pe tine și pe invitații. Suntem alături de Laurențiu Lică și Marius Mitran în studio. Bună seara, salut! Bun. Vă salut eu. Vă salut toți. Florine, vreau să te întreb, noi am discutat astăzi, tu i-ai dat o replică lui Mircea Rednic în ProSport. N-aș mai vrea să discutăm subiecte de scandal, aș vrea să te întreb despre fotbal, pentru că urmează Dinamo Rapid, un derby foarte important atât pentru giuleșteni care revin după o pasă neagră, cât și pentru Dinamo care încearcă să iasă dintr-o pasă neagră. Cum vezi această partidă? Victor, nici eu n-aș fi vrut să-i dau o replică. Eu de obicei cu coștii mei mă cunosc. Da. Prefer să vorbesc față în față. Pentru că așa fac bărbații. Da. Care sunt bărbați. Dar n-am avut încotro. Pentru mine, culmea. Da. Eu mă gândeam că am reacții negative. Așa. Dar mi-a sunat telefonul continuu. Și m-au sunat jucători. Sunt jucători de Lurevi, actuali jucători. Stai un pic, Florine, cum adică actuali jucători? Adică jucători de la Dinamo din momentul de față te-au sunat să spună ce? Nu-mi spune să dau numele, Victor, că nu o să fac niciodată acest. Păi da, vezi că poate te dă Rednic în judecată și trebuie să probezi, adică... Poate bine, să mă dau în judecată. Cum am mai dat în judecată, că nu e un proces fără, l-am câștigat în primă instanță datorită documentelor care l-am... Ok, fără nume. În țara asta nu pot spune Rednică. Dom'le, în țara asta vorbim ce vrem, facem ce vrem. Nu facem ce vrem în țara asta. Când afirmăm ceva, trebuie să și probăm. Eu am probat și am câștigat procesul politic. Altfel, eu am încredere în justiția din România. Bun, ai spus că nu dai nume. Nu pot să dau nume. Ok, dar poți să ne spui în mare ce ți-au spus fotbaliștii actuali din lotul lui Dinamo cu care ai vorbit? Ce spun părinți de jucători? Ce a spus tata unui jucător de la Iași? Așa. Procesul păror care este la Iași. Că voi sunteți diarii cu experiență. Ia vedeți ce proces e păror la Iași. cu plăți fictive făcute de către impresari la 3 jucători, Climaviciu, Omoh, Lucasă. Pe asta e foarte grav, dacă e adevărat ce spui cu plăți fictive. Iar interesați-vă să vedeți că la Iași impresarii nici n-au participat la negocieri. N-au venit. Acolo o singură, de fapt două persoane dictau. Tata și fiica. Și la Dinamo, eu nu înțeleg nici pe Salvatorul, nici pe Iuda, cum le spune el. Te referi la Bălănescu și Negoiță. Dacă vorbesc ăștia doi și dacă dau documentele care eu le-aș da în locul lor, nu sunt articole în codul penal. Florine, dar de unde a plecat până la urmă acest scandal între voi? Pentru că până la urmă sunteți doi foști mari fotbaliști ai României și ai lui Dinamo și vă războiți de ceva vreme. Păi n-a plecat de la mine. Eu am venit toată, nu toată lumea, o parte a spus, eu am spus că Florin până la dat pe Râdnic afară de la Dinamo. Eu când am venit la Dinamo, Râdnic era dat afară de 3 săptămâni. Dar adevărul e că și eu dacă eram în locul lui Salvatorul și lui Iuda, îl dădeam afară și eu. Pentru că Dinamo, la vremea respectivă, a avut cea mai rucinoasă clasare din istoria clubului, eliminată de o echipă de Liga 3 în Cupa României. Miercurea Ciuc. Așa ceva nu s-a mai întâmplat. Și eu dădeam afară. Sincer, că ei l-au păcălit cu contractul, că de-aia îi spune Iuda lui Bălănescu. Că a semnat un contract pe care nu l-a văzut ca lumea, nici eu nu știu că da. Că de-aia când a ieșit Bălănescu din birou, tipa în telefon, te mai făcut mai nenorocit. Cui țipa? Nu l-ai văzut clauza aia din contract. Avocatului sau cui țipa? Nu avocatului, nu știu că da. A, Luanei? Nu. De asta zic că și acum nimeni nu l-a vrut la Dinamo Victor. Eu știu ce vorbesc, nu vorbesc povesti. Da. Și se vede cu ochiul liber, nu cât să fii mare specialist. El acum încearcă să scape de toți jucătorii care i-a adus domnul Mureșan ca să înceapă Morișca. Dar nu mai merge Morișca. Pentru că picul este la domnul Mureșan. Florine, dar știi că tu trebuie să probezi ce spui, adică în fața lui Renic, până la urmă. Păi nu în fața lui, ce să probezi în fața lui? Eu vă spun care este realitatea în momentul de față. Tu știi că și noi la ProSport am scris zilele trecute despre faptul că există tensiuni între el și liderii vestiarului, cu Torje, cu Sorescu. Ce face Renic acum este în spălă. El tot timpul unde a fost, Rapid, Iași, echipele pe unde a fost, tot timpul a dat în jucători. Păi, cât de nenorocită vii să spui înainte de un meci cu mare Dinamo, un meci cu Rapidul, important, nu de chestii. Sper că ați înțeles un mesajul suporterilor. Păi, nu se, astea ceva n-a făcut, nu face niciun antrenor. Păi stai un pic, au fost suporterii și au fost niște discuții cu suporterii. Tu ce vrei să spui? Că i-a amenințat prin venirea suporterilor cumva mascat? Nu, dar cum poți să spui pentru că au trăit mesajul suporterilor? Păi ce facem aici? Ce facem? O omoară? Ne iau din casă familiile la jucători? Ce e asta? Sorescu. Păi cum poți să te comporți de asemenea maniere cu Deian, care a făcut sacrificii să rămână la Dinamo? Un jucător foarte bun. Da, crezi... Un jucător foarte bun. Crezi că a exagerat, păi, Renic i-a băgat mâna, mă rog, în bărbie, în gât, când Sorescu i-a spus că vrei să dai afară dinamoviști ca să-i aduci pe ai tăi? Eu, dacă a fost așa și eu cred că cunosc pe Deian, că a fost așa, e grav. Dar el trebuie să înțeleagă Renic un singur lucru. Când orice dimineață, când vine la muncă, la serviciu, el acolo în vestiar, sunt jucătorii care nu-l aleg. Nici cu Hela. El asta trebuie să se gândească. Bă, când mă duc și vorbesc cu ăsta, îi pun tot marcajul ăla, stai lângă ăla, nu mă alește. Pentru că nu merge și jucătorii știu ce vor să spun eu. Nu mai spun de conducător. Că niciodată dacă era după Zăvăleanu și Mureșan, da. Dacă era după ei, nici nu călca pe acolo. Și după majoritatea suporterilor, care eu nu mai și au spus. Nu, Florine, păi, te-am văzut. Nu te mai auzim bine, Florine. Eu văd foarte bine. Acum te auzim. Da. Și suporterii au spus. Nu avem ce să facem, Florine. E varianta asta. Acum mai bagă și mâna în buzunar. Să te-i dai și la ea. Păi normal că-i dai 100 la contabilitate. 100 acolo și 100 acolo. Ca să nu vorbească de tine. Cât împenii faci ce prostii faci. Asta nu știu ce să spun, dar ce știu este că din mandatul trecut, asta știu de la alți oameni din club, că tu ai spus ceva legat de contabilitate. Știu că Renic după fiecare victorie, fiind o inimă bună, mergea la fiecare om de la birou și îi dădea câte 50 de euro sau 100 de euro, la secretară, la contabilă și așa mai departe. Deci nu știu ce... Eu asta știu, că după fiecare victorie mandatul trecut așa făcea, dădea... Foarte bine. Foarte bine a făcut, că la câta oadă la Dinamo mai trebuie să mai cât ai ceva înapoi. Dar numai în România s-a scris despre Renic, în Belgia, citiți articolele din Belgia despre Renic. Știm, știm. Păi atunci despre noi, înseamnă că noi în România suntem tâmpiți. Și atunci, da, mă rog, fiecare e treaba lor, la colo care l-au angajat. La Hagi, uite că n-a fost loc. Și dacă nu-l dă de afară, Doamne ferește! Gândiți-vă că la Iași, Iași a rămas în Liga 1 datorită hotărârii Consiliului Executiv. Că Iași era la baraj. E adevărat. Florine, cât de mult crezi că afectează echipa faptul că Mircea Renic o zi înainte de un derby important intră în scandal cu un fost mare fotbalist de la Dinamo, cum ești tu, și ține o conferință de presă legată de ziariști și de războiul cu tine? Nu trebuie să afecteze. Ei sunt profesioniști, asta le-am spus și eu la voi. Sunteți profesioniști, trebuie să vedeți de treaba voastră. Toată lumea știe părerii. Părerea mea că va avea un mandat foarte scurt la Dinamo, din ce știu, foarte scurt. Ei trebuie să profesioniști, trebuie să joace. Eu cred că s-au făcut și lucruri bune, au venit niște jucători, îi cunosc, am vrut să-i aduc și eu cu Dușan, de exemplu, Vesteniski sau cum îl cheamă? Mai zi o dată, te rog. Vesteniski. Atacantul. Atacantul, da. Nu e rău. Dar ei sunt profesioniști, cele de părere Prunea cu Renic, cu meciul de mâine. Nu are nicio legătură. Dar eu în locul lui Renic, dacă aș fi, nu știu, e treaba lui. N-aveam ce să caut într-o discuție când eu am atâta treabă de făcut. Cred. Pentru că de când a venit la Dinamo, părerea mea că jocul suferă din contră. Blamedia și n-am văzut nici. Cred că a fost cea mai slabă chea lui Dinamo de când a început campionatul. Acum. Da? E problema lui. Dar jucătorii n-au văzut. Jucătorii sunt profesioniști. Îi cunosc majoritatea dintre ei. Am lucrat cu ei. Sunt jucători de caracter. Dar în momentul în care dai în ei, jucătorii simt victorii, jucătorii nu sunt fraieri. Jucătorii simt, bă, vrea să mă dea afară, să-l aducă până la lui. Și atunci e greu să le ceri. Haideți să-i batem pe Rapidul mâine, dacă eu vă dau până nu mai puteți. Florine, dar tu spui... Stai un pic, tu spui că ai fost contactat azi de jucători din actualul lot al lui Dinamo, ai spus că nu dai nume, respect asta, dar vreau să te întreb, din ce ai discutat cu ei, cum e atmosfera în vestiar în momentul de față? Atmosfera nu e bună. Nu e bună, e clar, n-au ce să declare la PPA și la presă. Da. Dar voi ce a scris presa, e cu 400% adevărat. Ei, nu poți să te duci la Torescu, care a fost neplătit atâtea luni și care nu știa la salariu, și care a stat la Dinamo i-a fost greu cât a stat la Dinamo. Și te comporți de maniera asta, ar fi să-l bagi în gura suporterilor după meci. Da. Bun. Păi nu se face așa ceva. Mai ales antrenorul este persoana cea mai apropiată, Victor, de jucător. Și tu îl arunci în gură la suporteri. Bine, și Torge, și de toți le-a venit rândul și o să ne mai vină, o să vedeți. Da. O să ne vină rândul și la alții. Bun. Florine, zi și de meci. Am înțeles, e punctul tău de vedere legat de acest scandal cu Rednic. Zi-mi cum ți se pare partida de mâine între Dinamo și Rapid din punct de vedere strict fotbalistic. Eu cred că va fi o partidă foarte echilibrată, chiar dacă eu știu Rapidul trece printr-un moment bun. Dar o să vedeți că eu îi cunosc pe majoritatea avenților de la Dinamo jucătorii. O să vedeți că o să arate bine mâine. Și eu cred că ușor, ușor, o să arate și mai bine. Cu Rednic sau fără? Cred că va fi un meci foarte echilibrat. Și care cred că va fi deschis de greșeli. Nu o să fie diferență între echipe, cred eu. Am înțeles. Bun, îți mulțumim mult pentru intervenție, Florin. Numai bine, vă salut. Seară bună. Da, a fost Florin Prună, a fost un mare portar al echipei Dinamo. Scandalul cât casa, cum spuneam. Laurențiu, dacă ți era dor de fotbal, uite că ai avut parte de... Pe vremea ta cum era? Nu era chiar așa, parcă nu? Jucătorii își permiteau să comenteze, de exemplu, nu știu, la Cornel Dinu sau la Mircea Lucescu, cum comentează Sorescu la Rednic. Și asta e o discuție. Prunea ea apărarea lui Sorescu, de eu vă spun altceva. Și tu știi, Marius, că Rednic nu mare la inimă ca ziarist. Nu sunt unul dintre ziariștii care îl menajează. Bun. Dar nu poți să-i vorbești lui Rednic. Ce faci, bai, venit tu să ne dai pe noi afară. Mircea Rednic, din punctul meu de vedere, pentru Dinamo, este în partea aia de sus a piramidei foarte mică, unde intră puține nume. Dintre cei mai mari din toate timpurile. Enorm. Unul dintre cei mai mari din toate timpurile. Cred că are 80 de meciuri la echipa națională, campionate câștigate. Dinamo, cea mai bună perioadă din istoria clubului este și cu Mircea Rednic. Asta spun. Și nu vii tu, Sorescu, după două sezoane care, atenție, la un Dinamo, făcute două sezoane bune la un Dinamo care, în mod normal, nu e Dinamo. Dinamo e în cea mai neagră perioadă a existenței. Corect. Și vii tu să... Păi, din punctul meu de vedere, jucătorii ăștia, când intră Rednic cu Bentley ăla negru pe la săfticar, trebuie să lase capul jos și nici să nu se uite direct în ochii lui. Eu așa văd lucrurile. Și te întrebi pe tine, Laurențiu, cum vezi situația asta? Pe vremuri, în primul Dinamo nu a întâmpinat niciodată problemele prin care trece acum echipa. Sorescu, având în vedere faptul că este lider și își cunoaște statutul vis-a-vis de ceilalți jucători, probabil și-a permis să facă, să declanșeze această ceartă. Nu știu de desubturile acestei discuții între ei, da. Dar totuși ar trebui să, fiind jucător profesionist, mă repet, nu știu ce s-a întâmplat între ei, ar trebui să lase certurile deoparte și să joace fotbal. Este un jucător foarte bun, mi-a plăcut foarte mult meciul cu Islanda, cum a jucat. Nu cred că l-ajută atitudinea asta. El are nevoie să joace, să fie serios și prin jocuri își va rezolva problemele mult mai... Cum e, maestre? Păi, eu ți-am spus părerea mea, aștept să îmi detaliez. Acolo e o casă. Așa. Sigur că unde sunt mulți oameni, unde sunt orgolii mari, l-am auzit pe Florin, care a fost la fel unul dintre cei mai mari fotbaliști din istoria României, nu numai la Dinamo, ca și Mircea Rednic. E o casă. Știi ce e de văzut acolo? Sunt două lucruri. Dacă se confirmă ultima parte a discursului lui Florin Prunea, adică dacă Dinamo face un meci bun, știi ce înseamnă un meci bun? Ca să reușești un meci bun în fața Rapidului înseamnă și coeziune, și solidaritate, atmosferă bună. Și răspuns la ce-ți spune antrenorul. Da? Normal că spune du-te în dreapta, tu să te duci în dreapta. Sunt niște dovezi care îl confirmă pe antrenor. Da. Dacă va fi așa. Dacă e invers. Dacă va fi un meci catastrofal și dezlănat în care Dinamo, atunci lucrurile sunt cum spune Florin. Pe de altă parte, mai e un element de văzut. Casa în care e din, casa Dinamo, descrie acolo de trecem cu tramvaiul prin față. Că eu, deși am mașină, eu mă tot închipui că tot am 11 ani și trec cu tramvaiul. Frumos. Eu așa-mi închipui, că mă aștept să cobor, că e stația chiar acolo, la intersecția cu Tunari. Și mă uit la clubul Dinamo și mă gândesc așa, acolo e o casă. Știi ce e de văzut? Cine din casa aia vrea să intre și să ajute și cine vrea să plece și să scape de acolo. Corect. Cred că asta este. Aici se dă un răspuns. Cine vrea să ajute cu păcatele lui e bun venit, îți ține casa aia în picioare. Cine nu vrea să mai stea acolo, nu știu cine. Poate sunt care mai vor să stea. Da? Atunci sunt anumite probleme. Nu știu ce să spun altfel. Ți-am zis, meciul este elementul cel mai important dintre toate. Și definește felul atmosfera. Felul în care răspund. Da. Ai intrat în redacție la ProSport aici, îți dai seama după felul în care ziariștii de acolo îți răspund, da, după ședință. Sau... Mie mi s-a întâmplat, cui nu i s-a întâmplat? Punem pe tablă, facem niște aia, facem aia, plecăm acolo, reportaje de la tine. Și la un moment dat te uiți la ei. Mă, dacă ei se întorc și își caută cafeaua și pixurile și alea când tu te uiți la ei, ai greșit ceva. Tu. Nu le convine. Nu, tu corect. Ai greșit. Corect, corect, corect. Bun, hai să mergem să vedem ce spune Mircea Renic despre Sorescu și Torje. N-au fost să strâng de gât, să înjur, să țip, să... Pe Sorescu? Poftiți, da, de Sorescu. Ce m-a deranjat la el, că de la tactică și la... În momentul în care eu am reproșat că termină acțiunea și nu mai vine înapoi, el mi-a vorbit de problemele lui personale, care n-au nicio legătură și de-aia am spus, dacă ai probleme personale, mai bine nu intri. Că decât să intri și să nu fii concentrat pe meci și să nu poți să joci la capacitate maximă, mai bine nu intri. Atât a fost, dar nu că dinamovist și că nu bag părici și că el e dinamovist, asta pune invenții și el e de față, că a fost în cabină. Sau că au venit jucătorii la mine și mi-au zis că sunt antrenamentele grele. A fost o săptămână, prima săptămână din perioada asta de întrerupere, în care au fost bine pe hârtie. Și colaboratorii dau și programul, că se știa că spartanii, două antrenamente, nu au fost. Au fost zile în care i-am simțit că au muncit foarte bine și că erau obosiți și cred că două antrenamente după amiază n-am nimic cu Dean, am vorbit cu Dean, el și-a cerut scuze și față de mine și față de grup, dar i-am explicat greșeala care a făcut-o la reacția care a avut-o față de un suporter sau suporter. Deci n-ai voie, indiferent ce se întâmplă, noi trebuie să-i respectăm pentru că Dinamo a rezistat anul trecut datorită suporterilor. Da, Mircea Renic confirmă conflictele despre care ProSport a scris, deși, cum am spus, clubul a dat un comunicat în care ProSportul minte, bla bla bla. Mureșan și Renic confirmă conflictele, că dacă n-a existat nimic, nu-și cere scuze de Dean Sorescu în fața întregului grup. Zic și eu, ai fost președinte de club. Am fost. Cum e? Când nu se întâmplă nimic, pui jucătorul să-și ceară scuze în fața întregului grup? Articolul 1. Așa. Niciodată nu se întâmplă. Nu se întâmplă articolul ceva. În manualul conducătorului. Nu există ziua aia, eu n-am trăit-o, n-a trăit-o nimeni. Niciodată nu se întâmplă nimic din ce scrie presa, nu? Niciodată. Am înțeles. Bun. Laurențiu, ce se va întâmpla în meciul cu Rapid? Ce părere ai? Nu cred că este bună cearta aceasta înainte de meci. Eu sunt dinamoviștii de-ai mei și n-aș putea. Deci tu ai rămas dinamoviștii cu Dinamo. 100%. Sunt dinamoviști 100%. Și cu Florin am apucat să... prind o perioadă cu el la Dinamo, Nemircea, așa, și nu vreau să discut despre problemele lor personale. Dar ceea ce se întâmplă la Dinamo acum, ei au nevoie de liniște, au nevoie de unitate, de grup. Nemircea, dacă a venit, trebuie să creeze o echipă care să redevină ușor, ușor Dinamo pe care o știm cu toții. Discutam mai devreme, fac o mică paranteză, că jucătorii, dacă nu o să-l asculte, nu o să, ceva de genul, nu o să răspundă la sarcinile pe care... Păi măi băieți, dacă nu o să răspundeți la sarcinile acelea pe care o să vi le dea antrenorul, atunci are tot dreptul să aducă alți jucători. Are tot dreptul să aducă alt jucător. Înainte de Neamir Cearădnic, au fost ceilalți antrenori, nu? Care nici ei n-au reușit. Dacă n-ați reușit nici cu ceilalți antrenori, nu reușiți nici cu Neamir Cearădnic. Păi problema e la voi, nu e la antrenor. Și atunci ai nevoie de jucători, probabil și concurența. Atâta timp cât există concurență, jucătorii dau altfel randament la antrenament. Acum stau și mă gândesc, plecând de la raționamentul tău, cred că nici Reding nu e nebun să vadă că Sorescu joacă de pas să-i crească cota la 5 milioane, mai ales că el e conectat la cluburi și la impresari. Eu cred că ar putea intermedia o afacere oricând Reding să vândă un jucător dacă joacă foarte bine. De-al vede, bă, nici nu joci bine, nici nu lași loc să aduc eu ce vreau. Păi mai bine pleci, nu? Cred că și Neamir Ceară ar trebui să nu mai facă, nu știu, să iasă pe post și să discute despre conflictul acesta cu Sorescu. Aici trebuie, la Dinamo totdeauna rufele s-au spălat în familie, nu trebuie să se mediatizeze foarte mult. Sorescu este un lider acolo, ai nevoie de un jucător ca Sorescu. Păi nu mai e, chiar lua banderola așa, tot Neamir Ceară, piese... Dacă dă 2 goluri cu Rapid, da, Neamir Ceară, cum îl cunosc eu de mic copil, se enervează, e nervos, dar a doua-treia zi trece, nu... Adică nu e genul de om care să țină așa... Trece și nu prea trece. Bine, din alte poziții, probabil, dar antrenor-jucător știe să-și rezolve problemele cu jucătorii. Bun. Am ajuns la final, maestre, înainte să încheiem vreau să te întreb scurt cum vezi tu această partidă și cum crezi că se va termina Dinamo Rapid? O văd foarte echilibrată, în ciuda diferențelor de locuri din clasament, surprinzător sau nu. Cred că victoria Rapidului în fața CFR-ului va fi, în buna tradiție a Rapidului, o problemă. Întotdeauna Rapidul ne-a obișnuit calde, reci, calde, reci. Este exponentul perfect al vorbei. În momentul în care te-a dus la altar și te-a și semnat și tot, și aici cu familia, cu părinții, cu tot, și fotograful și tot, atunci se uită lumea în lungul străzii și nu e. De partea cealaltă am vorbit, toată emisiunea de Dinamo, acolo e o convulsie permanentă, orice se poate întâmpla. În mod normal vom avea un meci cu goluri multe, pentru că sunt două echipe care se vor avânta, mai ales că țin cont de rivalitatea una față de cealaltă, și care vor fi vulnerabile din punctul ăsta de vedere. Văd un meci echilibrat cu cel puțin 4 goluri. Bun, vă mulțumesc, domnule, pentru prezență. Asta a fost, ne revedem luni seară de la ora 19:30 la ProSport Live. Până atunci nu uitați ProSport.ro și Liga 2.prosport.ro pentru cele mai interesante știri în sport. Să aveți un weekend frumos!